Pentru că eu deja am filmat acest haul și pe YouTube, vă aștept și acolo, pentru că am făcut și un mic tur al magazinului sau tururile magazinelor Kick și Pepco, cam cu ceea ce se găsește cel puțin prin Iași. Deci puteți intra pe YouTube să vedeți haul-ul. Avem așa un dispozitiv de aromaterapie, care punem aici o lumânare și aici ceară de topit sau ulei. Da? Și miroase frumos în toată casa, au fost 10 leuți. Două seturi dintre astea, de fapt au fost 3, una e pe bucătărie. De supi instant, 6 lei, cred că a fost un set de 4 supi cu pui și vită. Nu știu cum, să mă întrebați, nu ne place să facem un mic ramen acasă cu ele. Un brăduț cu verde și cu alb, deci n-am luat doar negru. Ăsta au fost 6,50 lei. Câteva jucării pentru căței, avem așa o jucărie cu țepi, asta au fost 6,50 lei. În formă de om de zăpadă, trebuie să intrăm în spirit și cu căței. 16 lei au fost asta, ceva mai scumpicică. Și mai avem și această jucăriuță, care au fost 8,50 lei. Pe Pepco Home am cumpărat această ceară de topit cu măr verde. Eu am o mică obsesie pentru orice cu măr verde. Dulce, fresh, deci super. Set de baloane, dintre astea 10 baloane 8,50 lei, tot cu pompă. Și de aici am luat un set de baterii micuți, 5 lei 8 baterii.